Cardurile virtuale ANG sunt o alternativă modernă și extrem de practică la cardurile tradiționale de plastic. Astăzi îl avem alături de noi pe Cristian Lia, directorul de dezvoltare a cardurilor la NG Bank, pentru a discuta despre avantajele cardurilor virtuale, dar și despre modalitățile de gestionare și control disponibile în aplicația Homebank. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Care sunt avantajele cardului virtual ANG față de un card tradițional de plastic? Uite, aș începe cu un exemplu simplu, ca să explic avantajele. Să presupunem că ești în concediu și te apropii de restaurant seara, vrei să servești cina și înainte să te așezi la masă, observi că nu mai ai cardul în portofel. Panică. Ce faci în momentul ăla? Aici intră cardul virtual. Deschizi aplicația Homebank, îl emiți pe loc și poți plăti foarte ușor la restaurantul respectiv. Deci asta este unul dintre marele avantaje, faptul că îl poți emite oricând, de oriunde, fără costuri. Nu mai ai nevoie să-ți fie livrat plasticul, este gata de tranzacție în orice moment. Cu alte cuvinte, ai mobilitate flexibilitate și siguranță în același timp. Cum poți emite un card virtual ING și care este procesul de activare? Foarte simplu. Odată ce ești client ING și ai aplicația HomeBank descărcată, durează doar câteva secunde. Te loghezi pe baza credențialelor sau a datelor biometrice, intri în meniul carduri și alegi să emiți un card nou virtual. Ai două opțiuni într-adevăr, card vir virtual și card fizic alegi card virtual, alegi produsul pe care vrei să-l emiți, căci sunt mai multe produse și în câteva secunde el este gata de tranzacționare. După ce, desigur, este activat tot de tine în aplicația Homebank. Ce opțiuni de plată oferă cardul virtual ING și cum funcționează acesta? Cardul virtual ING oferă aceleași opțiuni de plată precum un card fizic, de plastic. Adică, poți cumpăra la comercianți, fie că vorbim de magazine fizice sau de magazine online, în e-commerce. Poți retrage uh, cash. Lucrăm acum la opțiunea de a depune cash la bancomatele ING. Cu alte cuvinte, ai toate, toată paleta de opțiuni pe care o ai și cu un card fizic. Cum poți gestiona și controla cardurile virtuale în aplicația HomeBank? Este foarte simplu și foarte intuitiv. Deschizi aplicația, te loghezi cu credențialele tale sau cu datele biometrice, cum spuneam. Ai meniul de carduri, unde ai opțiune de a emite un car nou, de a seta limite pe care tu le dorești de tranzacționare, de sumă sau de număr de tranzacții, poți bloca cardul, deci ai control total asupra cardului tău virtual, la fel cum ai și asupra cardului de plastic. Care este procedura pentru a deschide un cont secundar cu un card virtual în contul tău? Este foarte simplă, și deschiderea unui cont secundar. Ai nevoie de aplicația Homebank. Asta pentru a nu face un drum în ofișurile NG. Odată descărcată aplicația, te loghezi cu credențialele tale, și în pagina principală, unde îți vezi conturile, acolo poți opta pentru a deschide un cont nou, secundar, căruia să-i atașezi mai târziu un card virtual sau card fizic, de preferat un card virtual. Câte tipuri de carduri virtuale oferă ING și care sunt diferențele între acestea? Avem patru tipuri de carduri virtuale. Vorbim de un card debit, un card debit în euro, deci în moneda RON și euro, un card gold, un produs premium pentru clienții noștri și cardul de credit. Diferența între ele este exact diferența ce vine din conturile atașate, cardul de debit funcționează ca un card de debit normal, ca cel de plastic, cheltui cât ai în cont. Cardul Gold vine cu niște facilități atașate pentru clien clienții premium, iar cardul de credit vine cu o linie de credit atașată și aprobată în prealabil. Cum poți seta un PIN pentru cardul virtual în cazul în care dorești să efectuezi retrageri de numerar? Este adevărat că inițial cardul virtual nu vine cu un cod PIN: pentru că nu ai nevoie de cod PIN uh, pentru tranzacțiile la comercianți sau online. El se uh, înrolează în e-wallet, în uh, portofelul electronic pe care îl ai pe telefon și plătești cu el la comerciant. Dacă în schimb ai nevoie să retragi și cash de la bancomate, el trebuie înrolat în portofelul electronic din telefon, pentru că este singura modalitate prin care poți interacționa cu un terminal, fie că vorbim de POS sau ATM în cazul acesta. Și în funcție de ATM vei găsi opțiunea de tranzacție contactless sau chiar apropi telefonul cu funcția NFC de cititorul ATM-ului. Cum se asigură ANG că plățile și informațiile personale sunt securizate atunci când utilizezi cardul virtual? Plățile sunt securizate și nu doar pentru cardul virtual. Fie că vorbim de card fizic sau fie că vorbim de plăți dintr-un cont în altul, acestea sunt securizate. Există standarde în industria de plăți, chiar și cu cardul, care ne impun anumite reguli pe care le urmăm fără uh, nicio excepție. Cu alte cuvinte, de la generarea și înrolarea cardului în portofel, care se face într-un mod securizat, până la tranzacționarea la POS sau la ATM, totul este într-un mediu securizat și tot legat de siguranță, mi-aș permite un mix fat. Uh, pe lângă faptul că, sigur, toate plățile sunt securizate, ca să stai și mai relaxată în ceea ce privește banii tăi, aș putea să-ți recomand să-ți deschizi un cont separat, un cont secundar, căruia să-i atașezi un card de preferat virtual. De ce asta? Pentru că în felul ăsta tu decizi câți bani poți cheltui, bani pe care îi transferi din contul principal, eventual și cel de salariu, în cel secundar. Și în acest fel te asiguri că, indiferent ce se va întâmpla cu cardul tău, cineva rău intenționat nu va putea niciodată să uh, cheltuie mai mult decât ai pe contul secundar.